IMAP este unul dintre cele mai mari videomapping-uri din lume și pentru cine nu crede asta, avem câteva cifre. O proiecție de 290 de metri lungime pe 80 de metri înălțime, adică undeva la peste 23.000 de metri pătrați. Acestea sunt dimensiunile fațadei celei de-a doua clădiri civile ca mărime în lume și implicit ale proiecției. Este drept că suntem la cea de-a doua experiență de acest gen după cea de anul trecut. Am vrut să o facem și mai impunătoare. De această dată am completat cu noile proiectoare K2, care s-au integrat perfect cu modelul precedent. Anul acesta am adus un nou model de videoproiector, DZ21K2, și evident a fost folosit cu succes la una dintre cele mai mari proiecții din lume, cea de pe Palatul Parlamentului din București. Am folosit 104 videoproiectoare generând un flux luminos total de peste 2 milioane de lume. Noul videoproiector are câteva calități indiscutabile. Consumul de energie a fost redus cu 10%. Este important atunci când nu vorbim despre 1-2, ci despre zeci de videoproiectoare. A fost îmbunătățit și controlul asupra imaginii și framerate-ul a primit un upgrade substanțial, de la maxim 60 la 120 de cadre pe secundă. Asta permite și proiectarea filmelor 3D în condiții de calitate sporită. Desfășurarea de forțe a fost una pe măsură. Am început pregătirile on-site cu o săptămână înainte, coordonând o echipă compusă din 6 ingineri de videoproiecție și încă 2 ingineri specializați în media servere. Anul acesta am avut și iluminarea arhitecturală a clădirilor adiacente sincronizată cu videomapping-ul și am crescut și numărul filmelor proiectate de la 4 la 6.
Rezoluția proiecției a fost foarte mare, adică un pixel proiectat pe fațadă a ajuns la numai 2,3 cm, ceea ce înseamnă o dimensiune extrem de redusă raportat la suprafața uriașă pe care am avut-o de acoperit și la distanța de câteva sute de metri dintre clădire și spectatori. Ceea ce privește dimensiunile, fiabilitatea, robustețea produsului, ele împărtășesc ADN-ul precedentului model, de mare succes tocmai datorită acestor caracteristici. Adică există cerere substanțială în piață pentru un videoproiector profesional de dimensiuni reduse cu consumul mic și flux luminos mare, iar K2 îndeplinește cu brio toate aceste condiții. Peste toate acestea se adaugă mentenanță facilă și un preț mai mult decât competitiv. Dar până la urmă, dincolo de cifre și specificații, ceea ce contează sunt rezultatele în utilizarea sa în situații reale. Iar IMAP 2015 a fost un astfel de test pe care DS21 K2 l-a trecut fără probleme.